Fie ce moment este de neprețuit. Îți mulțumesc, dragă soție, de fericirea ce mi-ai dat. Eu nu știam ce e iubirea, trăind cu tine am învățat. Îți mulțumesc, scumpă soție, că tu pe mine m-ai ales. Nu te-ai uitat la pata vieții, să știi ce mult eu te iubesc. Frumoasă-i viața. Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră. Bună ziua! Ia uitați-vă câtă lume. Putem intra? Da, poftim! Da. Nu e o problemă! Bună ziua la toată lumea frumoasă de aici! Bine v-am găsit! Venim cu gânduri bune la dumneavoastră, în casa dumneavoastră, în gospodăria dumneavoastră frumoasă. Doamna Elena! Eu! Așa! Să știți că și eu port acest nume. Și... Și elenile sunt cele mai brave. Așa? Cred că. Și sunt curierul online floreriiemoții.media. A avut grijă cineva foarte și foarte important din viața dumneavoastră să ne anunțe la timp potrivit, ca să fim și noi aici la timp potrivit, să vă felicităm, să vă aducem cele mai sincere și frumoase felicitări, să vă urăm doar de bine. Și toată lumea asta care a venit cu noi împreună și care era și aici deja prezentă, să fie lângă dumneavoastră mereu. Nu numai la zile de naștere și nu numai cu ocazii speciale, dar să fie întotdeauna și la greu. Aiește-ți toată vremea, nu știu. I-ați privatizat, da? Da, asta e bine. Toată vremea, nu cu noi. La mulți ani frumoși. Rămâneți mereu tânără în suflet, frumoasă la chip și suflet, și să vă așteptați soțul la casă, pentru că surpriza asta vine din partea lui. Vine din partea domnului Andrei, cel care vă iubește mult, vă iubește pentru simplu motiv că împreună ați întemeiat o familie frumoasă, o familie puternică, doi copii extraordinari. Dacă e posibil, nu vă opriți doar la doi? Da, mă. Știi cum, până la 40, dacă îi faci, dar mi-i faci după 40, ori nu-i una, ori nu-i alta. Ori spre mult, ori spre, ori nu le ajung. În zilele noastre totul este posibil, de aceea noi vom fi doar bucuroși să mai revenim în căsuța dumneavoastră cu multe alte surprize de genul ăsta. Mulțumim! Mulțumim și îmi pare bine și îi doresc sănătate, fericire și mulțumim, într-adevăr, că le-a trecut și prin tine, că înainte vremurile erau și mai grele. Poate am ajuns că avem o bucată de pâine. Dar mâine am fost în urmă că avem de toate. Așa este. Și omul sănătos, șinii, am două șinii, ele au și eu frumușesc. Am o cumătră, o mamă care m-a crescut până la ești ani și în ziua de azi lângă noi. Am doi copii foarte, dar mă-s mari. Și mulțumesc Domnului că ne-au păzit până în ziua de azi, n-am avut nici o... Mai departe. Și ne păzească și mai departe și să fie soțul cu bine acasă. Eu asta doresc. Să dea Domnul așa să fie. Una din finuțele dumneavoastră a fost și complițele nostru, așa că tot respectul. Mulțumesc și ei care au fost, dar și eu, ele mă ating să amândouă. Și ele sănătoase, că ele în toată vremea sunt cu mine, alături. Le doresc lor sănătate și ele să crească. Una are două fete, una are doi băieți. Nu le-au dat că eu fac și un băiet. Oameni bogați, la propriu. Da, să fiți sănătoși. Să fiți toți bogați. Să fiți toți sănătoși. Mulțumesc, Domnului, și mulțumesc dumneavoastră că ați venit. Cu mare drag. Și ca să nu țină... Păi ne-am așteptat. Eu vreau să vă transmit flori, pentru că orice femeie extraordinară și mai ales în așa zile importante trebuie să poarte flori de dimineață și până seara. În brațe la mine sunt
Ghiciți câți trandafiri? Nu cred că sunt 40, dar că sunt 40, așa mă gândesc. Sunt 41. La 41. Sunt 41. Dar simți-o par la 41, să nu s-au văzut. Am băieți așa și eu. Băieți așa și eu. Și au o culoare extraordinară, sunt un bordeaux aprins. Ce simbolizează care îmi place. Da, dragostea frumoasă, aprinsă și în foc, înflăcărată. Sunt din partea soțului dumneavoastră. Eu vă imân cu scopul ca să vă aducă toată dragostea lui. Mulțumesc foarte, foarte mult soțului. Mulțumesc dumneavoastră că ați făcut un drum până la Dorotskaya. Mulțumesc la toată lumea. Și care sunt lângă, prin prejurul meu. Mulțumesc la toți. Să știți că noi am venit cu cadouri pentru toată familia dumneavoastră. Și ca să continuăm tot cu dumneavoastră, noi suntem la curent că aveți o surioară, dar nu este prezent aici, este în Italia. Era zic Israel. Această floare de cameră este din partea ei, eu vă mân și o să vă rog frumos să o puneți la un loc vizibil în casa dumneavoastră și de fiecare dată când o să treceți pe lângă ea, să aveți grijă și să vă aduc aminte de acest moment frumos. Mulțumesc, soră Tania. Eu am să rog liniște, 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 da. Și ca să continuăm cu surprizele, este aici și un mesaj foarte și foarte frumos, care este scris de soțul dumneavoastră. Dacă îmi permite toată lumea, eu am să-l citesc. Scumpa mea soție, îți trimit prin intermediul acestui mic dar sincerele mele urări cu ocazia zilei tale de naștere. Îți doresc întâi de toate multă, multă sănătate, voie bună, bucurii și împliniri de la cei dragi, pace și liniște sufletească. Cu toate că suntem departe unul de celălalt, gândul îmi este mereu la tine și voi fi veșnic mulțumit pentru toate eforturile depuse ca să fim fericiți și pentru faptul că mereu ai fost alături de mine, cu inima și cu gândul. De asemenea, datorită ție, azi suntem unde suntem și avem inimile deschise unul pentru celălalt. De asta meritați tot ce este mai bun în această lume. Fie ca acest nou an să-ți șteargă toate durerile și grijile, să-ți aducă numai zâmbete pe buze și numai motive de a te simți împlinită și fericită. Cu multă, multă dragoste, respect și dor, te iubesc mult, mult de tot. La mulți ani, Elena! Aplauze! Noi știm că aveți un hobby. Care este hobby-ul dumneavoastră? Ce vă place să faceți? Joc fotbalul. Nu, asta îi place lui Vecislav, din câte noi știm. Dar ca să vă dezvălui secretul, cosotorează. Este și este grea. Lasă-o pe grea, să știu că e fâine. Nu e atât de grea cum pare. Este o mașină nouță, un model nou, este absolut pentru dumneavoastră. Eu sper că o să vă prindă bine și o să scoaseți multe, multe hainuțe frumoase. O să-l las și pe el aici. Și am să invit lângă mine, dacă îmi permiteți, doamna Elena, pe următorul omagiat, care urmează să fie omagiat în curând, feciorașul dumneavoastră Vecislav. Vecislav, vii un pic mai lângă mine? De la Tieticu? Să știi că noi avem pentru tine o cutie de bombani Rafaelu, să o servești cu prietenii tăi și cu frățiorul tău și asta nu e tot. Ia uite ce avem noi pentru tine, de la tati. Este pentru tine să-ți prindă bine și să joci fotbal cât mai des. Da? E transmis ceva tatălui? El o să te vadă acolo. Mulțumesc pentru toate cadourile care mi-a trimis mie. Ți-i doar de el? Da. I-am spune, tati, mi-e tare doar de tine. Tati, că mi-e foarte doar de tine, că să vii mereu din Moldova, să vii. Și să ne cuprinzi, da? Și să vii cu multe, multe cadouri. Da? Mm-hmm. Așa, are emoții. Așa. E mari la noi. Și i-am spune tu mie, după tine, în familia ta, cine mai sărbătorește ziua de naștere?
bunica. Bunica. Bunica Agafia? Da. Unde este ea? Bunica Agafia, apropiați-vă, vă rog frumos, lângă mine. Doamne! Așa. De la feciorașul dumneavoastră aveți așa o tortă să vă îndulcească, să o degustați cu un ceai sau cu o cafea? Este o tortă de post? Fiți sigură de chestia asta? Și tot din partea lui aveți aici o hăinuță, să o purtați sănătoasă, să vă prindă bine în zilele reci. Asta vă doresc eu. La fel, aici jos, este un spumant, este un baciu de boli Fragolino și mai este o cutie de bombani Raffaello, o să o împărțiți voi între voi, da? Și eu sunt sigură că baciul ăsta de boli o să vă prindă foarte bine la masa de sărbătoare. Să serviți numai decât și în cinstea lui, chiar dacă este departe, să-l cinstiți, să-i cinstiți numele, să aibă Domnul grijă de el acolo unde este și să revină cât de curând acasă. De Doamne, îl așteptăm cu drag acasă. Noi amui avem urs aproape 20 de ani de căsnicie. Nu sunt 2 și nu sunt 3, dar 20 de ani de căsnicie. Când? Când? Am urs aproape, nu-i mai departe, dar am urs aproape și 20 de ani de căsnicie. Și între 20 de ani am văzut și bine și rău. Important că sunteți împreună. Da, mulțumesc Domnului că am ajuns până în ziua de azi. Mulțumesc la tot. Doamna Elena, eu sunt sigură că aveți să transmiteți cuvinte frumoase soțului, cuvinte de dor și dacă le aveți, aveți posibilitatea să le transmiteți prin intermediul nostru. Așa cum a făcut Vecislav. Da? Băiat mare. Cu nerăbdare acasă. Într-adevăr, s-a dus, dar n-are o lună, n-are două, dar are un an și trei luni. Chiar am mușcă de cata un an și patru luni. Îl așteptăm cu nerăbdare să vină. Și copiii îl așteaptă și eu îl aștept ca soții. Și îi doresc numai sănătate și să ferească Dumnezeu de toate relele. Asta îi doresc. Mamica Agafia, transmiteți-i ceva pe ceorașul. Îi doresc multă sănătate și bada prost și ne-o trămâie, să-i dai Dumnezeu sănătate. Mulțumim de cadouri. Mulțumim de cadouri că le-o transmis în coasă. Bada prost să-i dai Dumnezeu sănătate. Să vii cât mai repede acasă, cât îți zi. Ne vedem unul cu altul. Da, să ne vedem cu nerăbdarea, ne așteptăm acasă. V-a plăcut surpriza noastră? Foarte mult. Mulțumim de cadouri. Mulțumim de tot ce ne-o transmis. Mulțumim. Foarte, foarte mult îi doresc și lui sănătate, că într-adevăr că el a muncit pentru tot ce s-a meritat aici. El a muncit pentru așa ceva și mulțumim lui. Acolo o să vă vadă și surioara Tatiana. Și lui sora îi trimit sănătate, lui sora Tatiana, că și Eda Mare, toate sunt mulțișoare, lunișoare, că nu-i lângă noi. Și eu îi duc dorul că suntem numai două surioare. Nu ne pot, îi dus în altă țară. Toți. Îi aștept cu drag acasă. Că ăștia e ruda și mai apropiată, e soră și nepot și soț. Îi aștept cu nerăbdare acasă. Eu altceva nu vreau nici sănătate și cu nerăbdare să vină cu toți acasă. Doamna Elena, sunteți sentimentală și asta se vede pe ochii dumneavoastră, pe chipul dumneavoastră că v-a dat lacrimile. Eu vă doresc să aveți reîntâlnire cât de curând cu soțul, cu iubirea, cu jumătatea dumneavoastră și să dea Domnul să nu vă mai despărțiți niciodată. Nu, viața te duce. Așa este. Nu ne-a dus voia, dar ne-a dus nevoia. Nu e asta. Să vă încununeze Dumnezeu cu multă putere, cu multă răbdare. Mulțumim. Și multă dragoste reciproc. Mulțumim. Să aveți întotdeauna și cât mai des surprize din astea frumoase. Să-i simțiți atenția. Oi, ne ajutai. Și atâta emoții, că nici nu mai trebuie să spun să oprim felinantul. Atâta emoții, atâta nici. La mulți ani frumoși. Mulțumesc, mulțumesc de toate cele. Eu mulțumesc din suflet și mulțumesc. Chiar de 1000 de ori vă spun mulțumesc. Mulțumim și care nu sunt de noi. La mulți ani frumoși din partea noastră. De Doamne, că haideți să o aplaudă. Ai uitat la pata vieții. Să știi ce mult eu te iubesc. Frumoasă-i viața când o trăiești lângă soția care o iubești. Mulțumim, dragul meu, sănătate, bun.
Frumoasă luna nașa, asta e și mie mare și mică. Și mică. Mereu azi așa. Azi așa e zi ori. Dragă noastră, nu spunem, în simplu, mulțumesc pentru faptul că există viața noastră. Nu ne-am văzut niciodată ca să avem așa nași care trece mai mult prin greu împreună. Sigur, avem și... și momente frumoase. Nu spun că ești mai frumoasă ca pentru fetele astea. Îți mulțumesc încă o dată că existi în viața noastră și să-ți dai Dumnezeu putere să treci peste obstacole care vin mai departe. Doamne, sperăm că nu o să fie. Vreau să spunem că știi să urci, că nu mi-te coboară, să râzi, că nu mi-te înșală. Da. Știi să râzi când sufletul îți plânge, să fie cald când minte. La mulți ani și te rog frumos să ne spui, suntem tine și mai greșim noi unii ori. Mulțumim și mulțumim foarte, bravo! Mulțumim! Coronavirus! Nu avem corona! Mai este cineva? Nu? Doamne, felicitări cu ziua. Da, știu. Mulți ani. Mulțumesc, eu nu mulțumesc. Este sini, noștri sini. Mândria dumneavoastră, așa? Da, eu mă uit la dumneavoastră, stați așa în colț, cadourile în față, par să la dezbrăcatul miresei. Da. La 20 de ani, e trebuie să apropii 20 de ani și să o faci. Mai organizăm o dezbrăcare. Da. O faci și dezbrăcare. Așa. Frumoasă-i viața când o trăiești lângă soția care o iubești. Plăcută-i viața când ești iubit. Îți mulțumesc, acum sunt fericit. Îți mulțumesc, acum sunt fericit. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md. Frumos pentru primire, o zi frumoasă, la mulți ani încă o dată și să aveți parte, Doamnele, de multă, multă dragoste și să fie reciprocă din aia frumoasă. Cu mare drag. Acest cadou, într-adevăr, cum mi-a spus, mi-a ajutat la... Să aveți lacrimi din astea care sunt pline cu emoții din astea frumoase. Doar lacrimi de acestea, altele nu trebuie. La revedere! Da, exact. Emoțiile de bucurie au fost. Așa este. Rămâneți sănătoși până la o nouă surpriză. La revedere!